acum în această perioadă mulți se pregătesc fie să plece într-o mini-vacanță de revelion, fie se întorc în orașele europene în care lucrează. Ministerul de Externe a făcut câteva avertizări pentru cei care trebuie în mod obligatoriu să călătorească în aceste zile. În statul vecin, în Ungaria, căderile masive de zăpadă au provocat blocaje în trafic, în timp ce în Croația se așteaptă ninsori semnificative și scăderi bruște de temperatură. Vremea a făcut ca mai multe zboruri spre Marea Britanie să fie anulate, iar situația este la fel și în zona de nord a Franței, unde și aici zăpada a pus autoritățile pe jar. Nici Germania nu a scăpat de fenomenele meteorologice extreme. Atenție dacă aveți de făcut drumuri și în țară. În afara regiunii de nord-vest, toate județele sunt sub avertizare cod galben de vreme rea din pricina ninsorii, dar și a vântului care viscolește zăpada. Autoritățile subliniază că toate mașinile trebuie echipate cu cauciucuri de iarnă și lanțuri.